Un bărbat din Hunedoara este cercetat de polițiștii din Gorj pentru false în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals după sesizarea făcută de un șofer din Turcinești. Anchetatorii au stabilit că, pe 2 mai 2011, suspectul ar fi întocmit în fals un contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul cu bărbatul din comuna Turcinești. Recent însă, cumpărătorul a vrut să vândă dubița înmatriculată în Anglia, fiind descoperit contractul fals.